Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție a emisiunii de alegeri locale 2024. Invitații mei de astăzi sunt doamna Luminița Dana Hurgoiu, care candidează pe un post de consilier local la primăria municipiului Deva, și domnul dr. Emil Marius Stoica, care candidează la fel pentru un post de consilier local la, tot la primăria municipiului Deva, ambii din partea Partidului Social Democrat. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Pentru cei care nu vă cunosc, nu știu cât sunt, dar ori mai fi dintre ei, aș vrea să faceți câte o scurtă prezentare și după aceea să trecem efectiv la emisiunea în sine. Să vă uitați la cameră și o foarte scurtă prezentare pentru telespectatorii noștri. Mulțumim mult, mulțumim pentru invitație în primul rând, mulțumim și pentru faptul că ne solicitați să ne prezentăm. A zis o scurtă, nu o să fie ușor, dacă o să fie scurtă, pentru mine ar trebui atunci să spun în câteva cuvinte. În primul rând sunt deveancă, născut, crescut în Deva, absolventă liceului pedagogic acum 40 de ani, învățătoare în Deva de când am absolvit liceul la școala, fosta școală numărul 4 Deva, actualmente Andrei Șaguna, timp de 24 de ani, după care inspector școlar pentru învățământ primar, profesor de pedagogie la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva, unde am fost și director timp de o perioadă și în prezent inspector școlar pentru învățământ primar la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Bine v-am regăsit și mă bucur să vă revăd. Sunt Emil Stoica Mariș, de profesie medic. O să fac o și mai scurtă prezentare. Sunt medic de urgență. Actualmente sunt manager la Spitalul Județean de Urgență Deva. Și candidez pentru funcția de, mă rog, consilier local. Da. Vă mulțumesc și mă bucur că sunteți aici. Este foarte important să ne informăm despre cei, chiar discutam înainte cu dumneavoastră în pauză și spuneam cât de important este totuși să cunoaștem candidații, având în vedere că odată la 4 ani avem puterea și chiar obligația, zic eu, chiar dacă unii nu consideră așa, de a ne alege pe cei care ne vor conduce în următorii 4 ani, e foarte important să-i cunoaștem pe acești oameni. Și tocmai de aceea se și fac aceste emisiuni electorale de care unii sunt plictisiți, alții spun lăsați-ne cu politica. Nu e chiar așa. E foarte important. Poate nu vedem importanță, dar e chiar crucial, aș spune. Vrem să vedem cum vede fiecare dintre noi, pentru că în viața de zi cu zi când ne întâlnim poate foarte multă lume, domnul doctor și dumneavoastră și dumneavoastră doamna Hurgoiu, lumea nici nu știe că sunteți în vreun partid sau vă întreabă. Vorbiți și cândva la un moment dat se vorbește și de partid. Nu, oamenii apreciază ceea ce faceți, prin ceea ce faceți. Ne întâlnim, vorbim. Odată la 4 ani, dintr-o dată ne întâlnim și suntem, aoleo, chiar și chiar sunteți acolo și ce facem și cum. Tocmai de aceea e foarte bine să ne informăm și să știm, domnule, dar pe cine, de ce votăm? Ce îl recomandă pe acest domn? De ce l-aș vota? Sau pe... Și atunci, de asta zic că sunt foarte binevenite emisiunile astea electorale. Acum vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, cum vedeți? Care este, poate, nu știu, prioritatea sau prioritățile, că sunt sigur mai multe, pentru ca cei care vin la vot să aleagă corect? Și cum vedeți dumneavoastră, în viziunea dumneavoastră, ceea ce urmează să fie în următorii 4 ani? Că până la urmă despre asta vorbim. Vă rog. Acum tu, că okay. Așa, pe rând așa. Este important, părerea mea, că acolo unde ești, să faci performanță. Indiferent, lumea nici nu trebuie să știe că ești din partidul X sau Y. Asta e părerea mea. Trebuie ca lucrurile să meargă bine, în sensul că eu vorbesc acum țintit de mine. Ești la vârf de spital, ok. Tot ce ține de tine ar trebui să faci pentru ca pacienții și oamenii din Deva și numai din Deva să beneficieze de ceea ce faci tu. Că peste 4 ani te vede și pe tine că ești cu Partidul Social-Democrat sau ești cu Partidul Național-Liberal, nici nu ar conta din punctul ăsta de vedere. Părerea mea, când ești la vârf, ești acolo pentru ceea ce poți să faci, pentru cunoștințele care le ai și pentru faptul că lumea își pune speranțe că tu vei face ceva și rămâne ceva în urma ta. M-am spus, la 4 ani sau din 4 în 4 ani lumea vine și își expune ceea ce vrea să facă, dar de cele mai multe ori oamenii nici măcar nu cunosc. Sau, cum a zis, au surpriza că, de fapt, tu ești într-un partid sau, mă rog, sau nu figurezi într-un partid. E important și e foarte important să dai girul cuiva în care ai încredere. Și cel care, căruia ai dat girul, să facă performanță.
e important. Nu faci performanță, trec 4 ani și nu s-a întâmplat nimic. Atunci nici nu știu dacă e important să fii tu sau să fie un altul. Dacă nu faci lucrurile astea, n-are rost. Adică eu cred că toată lumea vrea să fie într-un post cât mai înalt. Dar nu știu dacă toată lumea poate să facă față postului. Și dacă eu știu că nu fac față postului, chiar dacă mi-l doresc, aș vrea să fac un pas în spate, că n-are sens, cum vă spun, să fac numai vechime. Trec 4 ani și n-ai făcut. Și nu e vorba de 4 ani, dar trec 4 ani din viața tuturor. Exact. Devenii sunt efectiv, cum să spun eu, în 4 ani poți să stagneze partea asta, indiferent unde ești, că ești la inspectorat, că ești la, indiferent unde ar fi. Păcat că alții se dezvoltă, dacă vă uitați, indiferent unde, că în 90, probabil că în anii 90 era o problemă, dar nu aveai termen de comparație. E, acum chiar ai, după atâți ani, ai termen de comparație. Poți să te uiți, toată lumea se uită pe net, spitalul, indiferent care vrei, Timișoara, ok, ăia au, noi de ce nu avem. Da, spitalul, da. Și nici nu trebuie să te uiți departe, că trebuie să te uiți în jurul tău. Ok, sunt și altele mai puțin dotate ca și noi. Acum, termenul de comparație nu o să fie spitalul Brad, de exemplu, că n-au posibilitățile noastre, dar trebuie să țintești tot timpul mult mai sus ca să poți să faci pentru cetățenii noștri tot ce stă în putință. Și pentru asta, cum vă zic, trebuie să te implici. De-aia trebuie să ai și nu ești numai singur, că iarăși e o chestie ingrată că spui că am făcut, dar nu le faci singur, că n-ai cum. Așa e. Dacă nu ai mai departe legătură cu Consiliul Județean, cu primăria și așa mai departe, nu poți să pui proiectele care le vrei tu. Că eu îmi doresc multe lucruri, dar partea financiară cam lasă de dorit. Niciun spital nu poate să-și facă toate investițiile care și le dorește singur. Indiferent cât de bine ar fi dotat și cât bunăvoință ar avea. Dacă n-ai în spate un Consiliul Județean care te înțelege și te sprijine, ai o mare problemă, că nu poți să-ți pui proiectele în practică. De aceea e important ca la Consiliul Județean să fie omul care trebuie, cu o echipa care trebuie, cu consilierii județean, la fel și la primărie, e important și primarul, dar la fel de important sunt și consilieri locali, că primarul fără consilier local nu poate să facă proiectele care și le dorește. Nu am aproape nimic. Absolut. Chiar dacă ai bunăvoință, jumătate din consilieri spun că nu. Și atunci, după 4 ani, spui, bun, ok, slab primarul, dar nu neapărat că e slab primarul, dar n-a avut cu cine să facă alianță. Și de aceea eu zic că e important girul care îl dai spre oamenii care conduc anumite instituții. E important din punctul ăsta de vedere. Dumneavoastră, cum vedeți, domnul Olgoiu? Mă bucur că Emil a pus de la bun început această problemă a faptului că spre astfel de locuri, spre astfel de roluri în care să poți să decizi și să propui niște proiecte, trebuie să vină oameni competenți și care au dovedit de-a lungul timpului faptul că sunt competenți în ceea ce fac. Și așa a și început domnul doctor, spunând că de fapt nu contează în ce partid sau de unde ești, ci ceea ce ai făcut până acum și ceea ce se vede în urma ta. Am bucuria să pot spune chiar cu mâna pe suflet că acolo unde am lucrat, atât ca învățătoare, cât și ca profesor ulterior, mi-am făcut treaba cât se poate de bine. Îmi și salut pe această cale generațiile mele de absolvenți din Școala Șaguna, care îmi transmit salutări pe Facebook și urează succes. Mă bucur să-i văd, mă bucur să-i văd pe unii chiar care sunt departe și care mă salută și mă susțin așa cât pot de mult. Îi salut atât pe ei cât și pe familiile lor, rudele, toți cei cu care am colaborat și am lucrat și am avut o relație de colaborare, de sprijin, de prietenie în anii în care am lucrat ca învățătoare. Îi salut de asemenea pe elevii mei din liceu, pe cei care sunt în acest moment învățători, educatoare, care sunt în această perioadă absolvenți, pentru faptul că au înțeles atât rolul lor de elev, cât și misiunea mea de profesor, ca fiind aceea prin care eu să le formez competențe și să le formez personalitatea. Iar dacă în domeniul în care am activat, acesta de profesor, de învățător, mi-am făcut treaba, cred eu, foarte bine, nu doar am lucrat cu ei, ci m-am și perfecționat foarte mult. Perfecționarea aceasta a mea m-a dus în a vedea multe modalități în care învățământul ar trebui dezvoltat, multe variante în care educația chiar să aibă efect, și sunt foarte multe astfel de aspecte pe care noi le putem îmbunătăți, și nu doar ca acolo, ca
profesioniști în mediul în care lucrăm, ci și din această poziție de consilier local, de membri în echipa de sprijin a unui primar cu care să lucrezi, pe care să-l, pe care să-l consiliezi, pentru că niciun primar nu va ști toate domeniile foarte bine. Va avea nevoie clar de oameni profesioniști lângă el care să-i spună, așa cum spune domnul doctor, vis-a-vis de sănătate, ce se poate face, vis-a-vis de cultură, educație, ce se poate face, care ar fi cele mai bune variante și cele mai bune proiecte pe care le putem implementa, mai ales că nu de la început putem să le facem pe toate. Nu înseamnă că va ajunge la primărie noul primar și de a doua zi se vor schimba lucrurile, așa vor zbura lucrurile și toate vor fi pe roz și toate dintr-o dată le putem face. De altfel se așteaptă, din păcate, lumea toată se așteaptă ca această lucru să se întâmple. Dar lucrurile astea nu se pot întâmpla și lumea trebuie să știe. Dar e foarte important să spui ce anume îți propui și să dai socoteală apoi. Și candidatul nostru, al partidului nostru, spune foarte frumos lucrul acesta. El își propune periodic să iasă în fața locuitorilor, să spună din ceea ce și-a propus, ce face, ce a pornit, ce a inițiat, la ce fază este cu un anumit proiect. Nu doar peste 4 ani, noi acum mergând pe stradă avem această surpriză ca oamenii să ne întrebe de ce numai din 4 în 4 ani. De ce numai acum vă vedem? Întrebare bună, și e foarte bună întrebarea, să știți. Da. Și chiar mi-aș dori ca mai des de 4 ani, adică periodic, la un anumit interval, să ieși în fața oamenilor, să spui, uitați, am demarat proiectul ăsta, ne-am propus asta și uitați, am pornit. Pentru că ele sigur că nu se întâmplă a doua zi, da? În septembrie, când se preia o funcție, nu se va întâmpla din octombrie, gata, s-a schimbat fața de vei. Și va trebui să lucrăm pe calitate în ceea ce ține de învățământ și sunt foarte multe lucruri pe care le putem îmbunătăți din acest punct de vedere. Îmi doresc din tot sufletul să putem face parte din cei care vin cu propuneri inovatoare și cu lucruri pe care deveni să le simtă. Este foarte important ce a spus și vreau să trecem la, să mai facem un pas în față. Și anume, ați văzut că în general se vede, pentru că acum toate ședințele de Consiliu Local sunt și transmise în direct. Și oamenii simpli de acasă care privesc au impresia că de fapt acolo se strâng niște oameni, niște reprezentanți ai urbei, care cei mai mulți ridică mâna, sunt niște proiecte care merg așa pe bandă rulantă, cineva ridică mâna, unii mai au ceva de zis, alții încep să se certe. Și tocmai asta se dorește, poate asta s-ar dori ca și schimbare și aici mă refer nu doar la debat, ci la nivel național, adică oamenii să fie mult mai, mai aplicați și să fie, tocmai de aceea este important ca cei care ajung în Consiliul Local să fie cu adevărat reprezentanții oamenilor și să fie totul să meargă nu neapărat pe plan politic. Politica se face acum în campanie, dar după aceea trebuie să se facă administrație și administrația înseamnă ceea ce este bine pentru oameni. Și să nu vedem că la fiecare ședință e ba una, ba alta, ci din contră. Oamenii, tocmai, care sunt educați, bine crescuți, au conștiință proprie și nu ridică mâna doar așa că trebuie să ridicăm mâna să creăm o majoritate, să vadă și să știe ce este bine pentru populație și nu numai. Și aici vreau să... Întrebarea, de fapt, am făcut introducerea asta mai lungă, întrebarea era de ce este important ca cei care vor deveni consilieri locali din orice partid ar fi ei până la urmă, să aibă conștiință proprie și să nu fie acolo doar un număr care să umple, să spunem, băncile respective. Vă rog. Părerea mea, știți cum ce vă spuneam de calitate. Cred că a trecut perioada cu cantitate. Acum suntem pe calitate. Dacă nu ai calitate, pierzi. Asta e și ideea. La 4 ani tot timpul trebuie să te rogi de unul de altul să mergi să-ți povestești altceva care să te aleagă. Dacă ai face performanță timp de 4 ani, eu cred că ar fi foarte simplu. La 4 ani nici nu știu dacă ar mai trebui să mergi pe stradă să spui, știți, eu sunt Stoica Emil. A, nu mă știți, da? Știți că eu 4 ani am fost primar și alea. Nici nu cred că ar fi nevoie. Și nici nu ar... Cred că e atât de important ca omul de rând să cunoască cine e primarul, dar dacă merge pe stradă și la el în cartier și indiferent unde ar fi și să văd modificări, care are spații verzi, care tot ce vrea el, îi mulțumit, atunci pun întrebare, bă, dar cine e primarul ăsta, că să știți că chiar e gospodar. Dacă lucrurile astea nu se întâmplă, atunci la 4 ani iară vii și să te rogi de oameni, de pacienți, de oameni, că știți, da, că ești cu pacientul, să mă votați că anul ăsta a mers mai rău, dar anul viitor o să fac altceva. Dacă performanță în 4 ani. Acum, 4 ani e puțin, fiindcă proiectele astea care le vrei să vrei general, să da, nu le poți. Și eu mi-aș dori ca proiectele care le avem noi în 6 luni să se și vadă. Și da. Să zic, da, de adevăr, uita, mă închinui și s-a văzut, dar nu e așa, nu e cum vrem noi.
De aceea eu cred că, și nu că cred că așa se întâmplă, și bă, Lucian Rus și-a ales o echipă de consilieri. Și-a ales o echipă de consilieri pe care se va putea baza în viitorul apropiat. Nu sunt la număr, sunt chiar pe calitate. Ăla-i din domeniul cu tărică, celălalt de dincolo, că treci, va câștiga în viitorul apropiat. Ok, asta e un lucru bun. Ulterior o să fie mult mai greu că trebuie să-și faci proiectele cu cineva și tu lista de consiliere ai pus-o că e prietenul meu, că e nu știu cine și o să fie foarte greu. Și atunci din start vrei să faci calitate, vrei să ajungi, că lista de consilieri locali te ridică sau te coboară. Corect, foarte bine spus. Chiar dacă ești singur și ești cel mai bun, nu poți să duci exact ce a zis lumii, nu poți să duci singur sistemul ăsta, indiferent cum e, că n-ai cum. Deci n-ai cum, fie mergi numai într-o direcție, ceea ce înseamnă că trece timpul și pe restul, în alte direcții nu poți să dezvolți nimic, fie vrei să le faci pe toate și ca să le faci pe toate trebuie să ai om care știe, nu om care să fie, om care să știe fiecare disciplină. Și atunci ai nevoie, pe lângă tine, să ai consilieri locali sau consilieri județeni de calitate care să te ajute să mergi mai departe, să duci mai departe proiectele. De aia se face o selecție și asta, că noi suntem mulți pe listă, că nu o să prindem toți, dar mare parte care ar trebui și ar putea să intre sunt chiar deschiși și vor să lucreze în domeniul ăsta. Gândiți-vă cum vă spun că trec 4 ani. Ok, cu bine, cu rău, trec 4 ani. Dacă lucrurile merg prost, nu te mai alege nimeni. Și asta eu zic că e un lucru bun pentru cetățeni ca să înțeleagă că dacă îți nemulțumiți într-un fel sau altul, poți să taxezi acum. Poți să taxezi. Da, nu sunt mulțumit de una, de alta. Ok, și la momentul ăsta ai posibilitatea să alegi pe cineva care poate să facă altceva ce alții n-au făcut. E important din punctul meu. Eu merg pe calitate și cred că nu sunt singurul, fiindcă la noi la fel, în sistemul ăsta medical, cum vă zic, cândva era și pe cantitate, îți dorești din ce în ce mai multă calitate, să investesc o grămadă de bani în serviciile de sănătate și la rândul tău ai vrea să și vezi rezultate pozitive, dacă rezultatele pozitive nu le poți obține cu oricine. Și atunci trebuie să selectezi și să triezi. Și important ce îmi spunea și lumii, cred că discuția asta cu dialogul ăsta cu omul de rând, de-aia după ce ai luat primăria, nu mai vrei să vezi pe nimeni ca să nu te bată la cap și să nu fii prea ocupat. Eu cred că e fals, că trebuie să te ocupi și de problemele prioritare, dar să mergi prin oraș, să mai povestești și ce spune altul, nu numai ce spune la tău, că la al tău spune cam ce vrea el. Ce vrei să auzi. Deci dacă vrei să mergi pe stradă, să vezi, da, uite, bă, acolo noi sunt aici, sunt gropi, aici mi-a zis că ați făcut semaforele, nu sunt făcute, să spună și omul de rând cam ce-ar vrea. Asta e foarte important, vă zic din punctul meu de vedere. Sunt medici buni, ok, au tangență cu pacientul, sunt foarte ocupați, el vine, bă, pacientul, mă rog, i-am făcut, vorbesc întâi de urgență, i-am făcut analize, i-am făcut tot ce trebuie, dar nu mai spun pacientului, vezi că vine medicul de pe secția respectivă, mai durează un pic. Ok, omul săracul stă, eu știu că trebuie să vină, el nu știe. După ceva vreme, după ce stă vreo 2 ore, în care eu, chiar dacă îi pun perfuzie și are, săracul om îi supărat, că nu mai veni nimeni să vorbească cu el. Dacă m-au lăsat 2 ore, nici nu au întrebat de mine. Neștiind, de fapt, că trebuie să vină chirurgul din sală să-l vadă și să rezolve cazul. După ce îl rezolvă, îl internează, ok, dar tu nemulțumit pentru faptul că am stat foarte mult și nu a venit nimeni să vorbească. Comunicarea. Acum, la urgență e volumul mare de muncă, dar și acolo cu bunăvoință, că nu trebuie să stai 5 minute cu el la povești, dar trebuie să stai 20 de secunde să-i spun, uitați, am făcut, vine, mai aștepta 10 minute sau ceva în genul ăsta. Cam asta e important și cu noi, doar că uităm la un moment dat ideea de bază să mergi printre oameni, că de fapt fiind primar acolo, nu te axezi doar la vârf, ce vrem să facem și restul nu contează, chiar contează. Și lucrul ăsta se vede la 4 ani, exact cum vă spun. Cum spuneați, fiind primar și chiar mai mult, fiind consilier, pentru că exact. Asta era o problemă. Pe consilierii locali actuali, vă spun, nu știu câtă lume știe așa, dacă mergi prin oraș, hai că zici că primarul știe sau pe cei mai importanți. Dar consilierii, dacă mergi și, sau îl întrebi pe un cetățean, bă, care e consilierul tău? Cine te reprezintă? Nu știu unul, cum îl cheamă? Habar n-am, nu e cum e. Adică, e o problemă, exact. Consilierul e sursă de informații. Perfect. Eu nu pot duce ca primar, că nu o să pot să merg, dar îți trimis consilierul, ok, din ce zonă ești, din micro, ok, te rog, spune-mi ce și Corect. Cum e.
săptămâna viitoare vin și eu, hai să vedem despre ce e vorba, ca să văd și eu. Și te vede astăzi omul, te vede peste două săptămâni, te mai vede nu știu cum și spune oful, ok, uitați, am o problemă, nu, da. Nu merge liftul nu știu unde, este un bloc prin micro, nu știu care, 64, 60 și care, nu mai țin minte, știu că lucram pe zmur și aveam o pacientă la etajul 9 și de fiecare dată mergeam cu targă și cu tot până sus și femeia nu prea vroia să vină la spital, deși era săracă cu insuficiență respirată, era foarte grav, că vrea acasă, că o duc la spital, dar nu mai aduce nimeni, că o aduce ambulanța, dar nu poate să urce 9 etaje. Și au o problemă, spuneau că de nu știu când au o problemă cu liftul, când motorul era stricat, aia știu de acum ceva timp. Deci sunt niște, probabil că pentru ei o problemă mare, să n-ai lift zi de zi, să urci 9 etaje, hai că unul tânăr urcă, dar totuși la o vârstă nu mai la fel să mă duc până la etajul 10, să nu iau în calcul pacientul. Să-l duci pe scări 9 etaje e o mare problemă și să-l și duci înapoi. Chiar da, și mare, el un pacient cronic care probabil tot la 3-4 săptămâni a trăit luat și dus și iar adus. Chiar e o problemă mare pentru fiecare. Deci lucrurile astea ar trebui rezolvate prin consilieri, că ei trebuie să meargă să vadă despre ce e vorba în teren și primarul pur și simplu se duce la un moment dat. Punctează foarte bine, dar nu e vorba de punctat, e vorba de ceea ce poate să facă. Da? Hai să văd și eu ce-i cu liftul ăla. Exact. Cum vedeți dumneavoastră, Da, interesantă abordare și interesantă și întrebarea noastră și pentru că ați pornit de acolo de la faptul că ce vede lumea când se transmit aceste ședințe și dacă cei care sunt acolo pot să fie doar să hotărască doar în baza propriei conștiințe. Acum, noi doi am mai fost consilieri într-un alt mandat, am înțeles întru tot întrebarea și să știți că suntem chiar dintre cei care și am făcut așa cum ne-a dictat conștiința, pentru ca acele proiecte de hotărâri pe care le primești în calitate de consilier, să le citești, să le analizezi, să decizi dacă ți se par că acele proiecte propuse sunt, știți că ar trebui să aibă aceste trei calități, să fie oportune, să fie legale, dar și morale. Și de foarte multe ori am avut aceste discuții și au fost proiecte, au fost hotărâri la care ne-am opus, ori că nu erau oportune, ori că nu erau legale, nimeni nu își permite să încalce legea, dar de multe ori poate nu erau morale, poate nu erau oportune în momentul acela pentru oraș și am avut astfel de discuții și astfel de analize și dezbateri. Sau amendamente la ele. Sau... Amendamente, exact. Ceea ce nu văd cetățenii, pentru că nu acelea se transmit, sunt discuțiile în comisii. Înainte de care ședința publică, exact, asta, există acea ședință de comisie în care directorii direcțiilor din primărie sunt solicitați să dea explicații asupra proiectelor. Corect. Și acolo li se cer explicații, adică noi care suntem consilieri, citind proiectele, normal că eu poate nu sunt specialistă în construcție, în partea de arhitectură, în partea de proiectare pe un astfel dar de plan urbanistic, dar pun întrebări. Da. Și dacă directorii mă lămuresc și înțeleg care este rostul pentru ce facem un anumit lucru, sigur că mă voi duce și voi vota în ședința publică, nu se mai pun întrebări. Se pun întrebări doar dacă mai apare, eu știu, un alt lucru sau dacă în condițiile în care te opui sau ai amendamente, apar discuții din partea celorlalți. De aceea ședințele, atunci când sunt filmate, par așa un fel de toată lumea, unii ridică mâna, unii da, parcă, așa da. Par, dar să știți că discuțiile sunt acolo în comisie. Acele ar fi foarte important de văzut, pentru că acolo sunt poate discuțiile. Poate chiar mai importante. Chiar mai importante. Da, filtru acolo înainte, este da. Filtrul înainte și de acolo apar apoi discuțiile. Consilierii ajung să discute între ei, acolo sunt chiar foarte multe discuții când se întâlnesc în comisie. În comisie nu sunt toți consilieri, ci sunt pe comisii de lucru. Cei pentru învățământ sunt unii, pentru sănătate sunt alții și atunci fiecare își pune acolo punctul de vedere. Oricum, dezbaterile sunt foarte interesante în comisii și acolo se vede faptul că ești interesat de ceea ce se întâmplă. Adică faptul că tu citești, să știți că pentru o ședință de Consiliu Local sunt 70 de proiecte de multe ori. Unele dintre ele sunt, fiecare au importanța lor, au rolul lor, unele sunt justificate pentru că, eu știu, se vând, se cumpără poate că locuințele astea sociale care după ce au depășit nu știu ce număr de ani pot să fie cumpărate, deci sunt, dar sunt și lucruri care sunt extrem de importante apoi pentru oraș și în care trebuie să fii foarte atent și să pui multe întrebări și să te lămurești că acea decizie pe care o ai, o iei este cea mai bună, în numele, pentru că tu decizi și ridici mâna în nume propriu.
Da? Și eu ridic mâna pentru deciziile care mi se par oportune pentru oraș, care mi se par în momentul potrivit, aduc acel plus valoare pe care ne-l dorim. Și sunt lucruri de calitate, pentru că așa să tot lucrăm și să tot facem proiecte doar ca să fie la număr și să mai bifăm că am făcut ceva și am mai, nu e bine. De aceea, munca într-un consiliu local nu este simplă. Ar fi de dorit și domnul Lucian Ruș a propus acest lucru, ca aceste lucruri să le facă foarte transparent. Adică să existe această comunicare bună. Poate, mi-aduc aminte că la intrarea noastră în celălalt mandat de consilier am avut aceste discuții ca înainte de a fi scrise proiecte sau de a fi propuse să fim întrebați. Ce părere aveți? Da. Pentru că atunci când un proiect este scris și pentru a scrie un proiect durează luni, să știți, deci ele nu pot fi scrise de direcție. Ele sunt puse în față, dar poate că dacă am fi de la bun început consultați, ca tu să-ți dai și părerea. Ar fi mai simplu, ar fi mai simplu și pentru ei, ca să nu mai apară atâtea amendamente. Uite, ne propunem direcția noastră să propunem lucrul ăsta. Ce ziceți? Cum vedeți lucrul ăsta? Ca ei apoi să-l scrie. Sigur că nu să-l scriem noi, că noi avem fiecare altă parte. Vreau să mai adăugați ceva, domnul doctor. O chestie. De-aia e important, indiferent cine câștigă ca și partid. E foarte important pentru consilier să înțeleagă că acolo nu sunt pentru primar, în sensul că să-i dăm girul și noi să treacă toate. Sunt pentru oameni. Noi chiar în 4 ani nu cred că ne-am opus la proiecte de dragul de a ne opune. Deci nu mi-aduc aminte să fi făcut. Da. Noi am comunicat, indiferent că a fost PNL-ul sau restul, am comunicat bune. Ok, proiectul e bun, mergem mai departe. Proiectul are așa o undă din asta de suspiciune, nu l-am votat. Dar nu ne-am opus de dragul că noi eram 6, să fim noi mai mulți decât ceilalți, să demonstrăm că putem să facem și să punem primarul într-o situație dificilă. Deci chiar nu a fost corect sau n-ar fi corect și de aceea eu cred că și de acum spunem, acolo... Și că nici n-am fost întotdeauna toți de acord. Da. Da, eram 6, eram 2 împotrivă, 3, ca dovadă că nu dacă n-am ne-a dictat povestit, nimeni. Da, mi se părea proiectul ok, mie mi s-a părut ok și am ridicat mâna, nu știam dacă restul ai noștri ridică sau nu. Aici, apropo de asta ce spunea domnul doctor, că e vorba de calitate și nu de cantitate, că nu suntem neapărat de acord. Exact. Noi suntem oricum, suntem disciplinați, întotdeauna am fost disciplinați și pe partea asta, dar eu așa cred și important și ceilalți să înțeleagă lucrul ăsta, chiar dacă sunt 2, chiar dacă sunt 5 consilieri, chiar dacă sunt 7, să înțeleagă că e foarte important ca ceea ce faci să rămână pentru Deva. Și nu rămână pentru primar și nici noi nu rămânem în istorie că ne-am certat din 75% sau din 100%, 75% ne-am certat. Să le arătăm noi cine e mai șmecher. Deci e total greșit. Dacă pentru asta mergem acolo, pe liste, ne punem că suntem mai tari de gură și să facem scandal, înseamnă că am greșit sau... Eu cred că n-am eu ce să caut acolo. Asta e părerea mea. Nu mă reprezintă. Aș vrea să pot să ajut și să nu încurc. De-aia suntem fiecare și pe listele alea, să putem să ne folosim capul și să ajutăm oamenii. Și de-aia și la 4 ani, când mergi și spui, știți că sunt stoia, da, știu. Sau nu știu, știți, auziți, lăsați-mă că știu de dumneavoastră atâtea, în sensul rău. Da. Lumea te taxează și asta e un lucru bun, să te taxeze. Doar că atunci când te taxează, înseamnă că 4 ani au trecut degeaba. E o problemă. Domnul doctor, parcă ați anticipat oarecum ceea ce vreau cu întrebarea pe care vreau să o pun în continuare. Dacă tot ați adus în discuție partea asta pe care ați spus-o și ați expus-o foarte bine, cu alianțele, cât de important este, pentru că acum este lupta, mai sunt câteva zile, lupta care se duce și e foarte bine că e o luptă strânsă, se știe, între primii, acum nu vreau restul să sară, dar lupta se duce între PNL și PSD, care, culmea, la nivel național, au o alianță care poate ea funcționează la nivel mai înalt, în teren nu e neapărat, în realitate nu e chiar așa, peste tot și aici nu vreau să generalizăm, că ați văzut, sunt zone din țară unde funcționează foarte bine și oamenii se înțeleg, sunt zone unde nu se înțeleg, sunt zone unde există concurență, ceea ce e bine și frumos. Ideea este, cum spuneați dumneavoastră, exact la asta mă refer, după, până la urmă, chiar nu contează cine câștigă, important este ce facem după. Și conform a ceea ce s-a întâmplat până acum, cel puțin din punctul de vedere al alianței care a fost între PSD și PNL, chiar înainte de a fi în această alianță care a apărut acum câțiva ani, în Consiliul Local, de-a lungul timpului, spun pentru că mi-aduc aminte, PSD a fost viceprimar de foarte multă vreme. Lucrurile au decurs în mare parte bine. În
pentru binele devenilor. În realitate mă refer, adică ca și proiecte și cum spuneați dumneavoastră, nu doar să ne certăm și să facem așa. Cum vedeți de acum încolo, v-am spus, indiferent de rezultat, punem egal, poate cine, oricine ar câștiga, cum vedeți dumneavoastră ca și viitor consilier local, alianța cu, pentru binele cetățenilor cu oricine ar urma sau cine ar câștiga primăria? Eu cred că alianța se va face tot cu PNL, indiferent cum ar fi. Am avut o am avut o comunicare și înainte bună și bănuiesc că și de acum încolo n-ar fi niciun motiv să nu fie ăla. Nu ar fi motiv și v-am zis și cu alianțele astea, dacă înțelegem că facem alianțe pentru deveni și pentru oameni, atunci e simplu. Dacă nu înțelegi lucrul ăsta, ai plecat greșit din start. Vis-a-vis de alianța PSD-PNL, vis-a-vis de primar. Acolo unde cred că, mă rog, au rămas fie unul, fie altul, înseamnă că cineva a performat. Dacă ai performat ca și primar, nu înțeleg de ce eu mi-aș dori și eu să fiu acolo. Că n-ai nicio șansă, dar dacă lucrurile merg bine, de ce să le schimbi? Ok, vin, urmă, facem alianță post-primărie. Da. Dar aici se pare că de când am pornit cu PNL și cu PSD, văd că s-au cam schimbat procentele, lumea e nemulțumită și acum gândiți-vă nu numai la alianță, dar gândiți-vă și la oameni. Bun, cu cei sunt ei vinovați, că există alianța asta și noi mergem pe un singur primar. Și oamenii sunt nemulțumiți. Înseamnă că nici nu contează ce vrea omul, că eu oricum am zis pe cine pun. Există varianta asta, dacă n-ai fost mulțumit de actualul primar, să pui pe Lucian Rus, care poate să facă altceva. Și eu cred că e determinat și vrea să facă altceva. E un mare lucru să fii determinat și un mare lucru să fii, nu jignesc pe nimeni, plictisit și obosit. Dacă nu mai performezi la un moment dat, nici n-are sens să rămâi acolo. Ești la capacitate ca și motorul tura la maxim, mai mult de atât nu merge. Cam aici, cam așa se întâmplă la momentul ăsta. Mai mult de aici nu cred că putem să mergem și atunci ai o altă posibilitate. Spre norocul altul. Până la urmă, despre asta sunt alegerile. E foarte simplu. Clar. Oamenii pot fi mulțumiți sau nemulțumiți. Clar. Asta este cel mai corect. Și de-aia vă spun, cu alianță. Ai alianță, mergem pe PNL. Alianța e importantă, să știți. E importantă ulterior. Ulterior. Acum nu. Acum eu știți cum zic, ok, să câștige cine vrea lumea, câștigă ăla, ok. De acum încolo trebuie să ne regrupăm și să vedem cum putem să facem, să ajutăm. Să ajutăm deba. Pentru binele orașului. Pentru binele orașului. Cum am zis, că unul e pierzător, indiferent care. Adică nu pot să câștige. Absolut. Unul trebuie, corect. La un moment dat, că știți cum e funcția asta, nu e pe viață. Mi-aș dori să fiu pe viață, dar dacă mă răblăgesc peste ceva timp, nu o să mă țină manager de spital doar că vreau să fac vechime sau... Nu, și aș face un pas în spate. Lasă pe altul care vine cu idei. Nu mai înțeleg. Sunt depășit, am făcut ce am putut. Ok, fac un pas, lasă pe altul, cam așa e, doar că e greu. Acum ceva timp, cum vă zic, nu bat apropo, am fost cu Florinu Ancea prin 2012, mi-a zis că, auzi, nu era la ambulanță, n-ai vrea să mă chem personalul de acolo și să povestesc? Ba da. Și a venit și el și povestea cu toți, dar am reținut și eu le mai tot spun. Zicea la un moment dat, știi, ca și primar e bine să fii maxim 2 mandate, că după aceea zicea, e razna. Dar mi-aduc aminte de chestia asta. Acum nu-i nevoie de... Dar să știți că probabil că are importanță că dacă ești mandat după mandat și cam pierzi ideea de bază, da, lumea te votează că știe de tine, dar dacă nu faci nimic pentru ei, n-are sens. N-are sens, dar noi mergem așa în masă și da, îl punem tot pe ăsta, că altul nu... Mandatele normal. Normal, în politică, după celebrul exemplu de la președinție, unde cam prin toate țările doar 2 mandate, eu zic că așa ar fi trebuit să fie făcut până la urmă peste tot. Doar că... Și așa e ok, dar dacă performezi, firear să fie, ar fi și păcat să la 4 ani să nu mai poți să candidezi. Vorbesc de primărie, când ai avut proiecte și lucrurile merg bine, cu idei și vrei să, dintr-o dată nu mai poți. Da, vedeți că, din păcate, cred că și sunt alte exemple, nu mă refer neapărat în județ, că nu vreau să... Eu vorbesc per general. La modul general, vedeți locuri în țară în care sunt, din păcate, primari care au 3, 4, 5 mandate și care sunt la fel de săraci sau vai și amar. Există și partea asta, știți, tragică. Adică poate, cum spuneți, dacă ar fi fost asta cu 2 mandate, am fi dus-o rău 2 mandate, dar după aceea, vrând nevrând, schimbam și poate încercam altceva.
Există și partea bună pe care o spuneți și care sunt de 4 mandate și e foarte bine și în continuare bine, dar există și reversul medaliei. Doar că și aici, dacă se limitează la 2 mandate, părerea mea să fiu primar, când am 6 ani și el mai avea 2 ani, îți apropii pe cineva, îi spui lucrurile astea, că nu trebuie să fiu eu, că nu sunt, v-am spus, bătut în cuie, dar ca să lași și să înțeleagă cineva lucrurile cum evoluează și ce ar trebui să facă. Și nu înseamnă că eu ies din sistem, că rămân acolo și spun, bă, părerea mea, sau dacă vrea să mă mai întrebe, părerea mea fă așa, că am experiență de, știți? Dar nu înseamnă că dacă ai fost 4 sau 8 ani fără mine nu mai merge nimic. Funcționează că vin alții cu alte idei, poate nu sunt de bune ca ale mele, dar în scurt timp vor fi mult mai bune. Întotdeauna nu este nimeni de neînlocuit, dar, așa cum spuneați, cel mai bine este să hotărască după modul în care sunt mulțumiți sau sunt nemulțumiți. Dar întrebarea era despre alianțe și ați expus foarte bine că, de fapt, indiferent ce se întâmplă după ce s-au încheiat pe data de 10, trebuie oamenii să se pună la masă. Absolut. Și să vadă, indiferent de rezultat, cum este mai bine pentru ca devenii să o ducă mai bine. Da, deci asta e ideea, asta e important. Când ajungi acolo, să-ți dai seama că n-ai ajuns pentru tine. Exact. În sfârșit am ajuns consilier și gata, acum... am rezolvat. Trebuie să te gândești că proiectele pe care le gândești sau proiectele, că nu le gândești tu pe toate, proiectele pe care le vezi, ar trebui să treacă, dacă sunt ok, pentru oameni. Să facem ceva, în 4 ani am făcut ceva, se vede, uite, copaci ăștia pe stradă, sunt mulțumit de ei, că e multă vegetație, acum efectiv asta le-am făcut eu. Altfel, n-are nicio valoare că sunt eu sau e altul de pe stradă. Faptul că am ajuns eu să fiu consilier sau pe lista de consilier nu înseamnă că sunt eu cel mai bun, că sunt alții mulți mai buni decât tine, dar săracia nu prind. Și atunci normal că sunt frustrați, că tot ăștia și tot nu fac nimic, că și noi suntem atâția alții care am putea, că avem idei, dar nu ne întreabă nimeni. Da. De-aia zic că primar ar trebui la un moment dat, părerea mea, să mai treacă prin lume, dar frecvent, să treacă printre oameni, să întrebe și să ia ideile de acolo, că n-am de unde să știu ce se întâmplă în cartierul nu știu care și ce ar fi bine să facă. Am înțeles. Domnul Mițel, dumneavoastră, cum vedeți toată povestea asta? Văd la fel și Emil a expus foarte, foarte bine și foarte clar lucrul ăsta și cred că asta de fapt înseamnă competența și personalitatea bună, așa armonioasă a unui om. Faptul că atunci când s-au terminat alegerile, a doua zi, indiferent cine ajunge să fie câștigătorul, logic că fiecare partid își dorește să fie câștigător al lui. Pentru că îi vede calitățile celui pe care îl propune, așa cum și noi îi vedem calitățile lui Lucian Rus, ca fiind odată, în primul rând, are atoul tinereții, al energiei și al forței cu care poate veni, al disponibilității pe care o are, plus competența. Competență dovedită de anii în care el a lucrat în mediul privat, dovedită acum în acești ultimi 2 ani jumate ca ministru secretar de stat, care a fost mai mult ca sigur mai mult decât o experiență. A fost o școală, ceea ce a făcut și s-a învățat să se reorganizeze, să organizeze, să vadă în ansamblu, așa cum trebuie să vadă și un primar. Nu doar felia, ci trebuie să vadă ansamblul și atunci sigur că noi ne-am dorit să fie el, dar indiferent cum vor fi alegerile în ziua de 10 iunie, cei care se vor afla apoi pe lista de consilieri vor trebui să facă echipă. Iar echipă înseamnă că nu mai contează că ideile acestea au venit de la noi și ideile acestea de la voi, ci ele trebuie toate puse la un loc și să încercăm să le promovăm și nu doar ideile venite din partea celor pe care primarul i-are consilieri sunt bune, ci ale tuturor, pentru că toți consilierii, să știți, și dacă eu stau în Sântuhal și spre bucuria mea am avut ocazia să îi întâlnim la promovări asociația asta de la Sântuhal, noi avem o asociație, suntem o localitate mică cu 2 asociații și una culturală și una composesorală, dar cea culturală invită candidații la primărie, noi fiind o localitate mică și chiar localitatea de intrare în oraș, nu? Ni se pare extrem de important să fie valorizat Sântuhalmul așa cum trebuie, pentru că este interfața, da? De acolo se intră în Deva, din mare, dintr-o direcție. Care și, până la urmă este... Da. Și să știți că asociația a tot invitat candidații și echipele și am avut ocazia și m-am dus cu minte să ascult, că așa mi s-a părut normal, și am constatat că toată lumea a venit cu idei frumoase, bune, chiar de dorit, de implementat. Și atunci ar fi absurd
dacă nu a ieșit primarul care se dorește, să nu se mai facă lucrurile care s-au propus. Da, chiar, deci chiar tot ce, aveți dreptate. Tot da. Ce s-a propus ar fi de dorit să se întâmple. Au fost idei frumoase pe care le-am îmbrățișat, pe care le-am pentru care i-am felicitat pe cei care au venit. Acum trebuie puse în practică. Dar echipa asta va însemna. Și poate ar fi important, indiferent care va fi primarul, chiar să aprecieze, să spună. Aceste idei au fost aduse de Partidul X, de consilierii de la Partidul X, pentru că, uite, au venit cu o idee foarte bună pe care îmi doresc să o punem în practică și va fi spre folosul cetățenilor. Noi ne dorim, de fapt, să lucrăm pentru noi, deveni, eu cel puțin vă spun, eu născută, crescută în Deva, pentru mine este extrem de important să știu că în acest oraș copiii mei își vor dori să trăiască și să lucreze mai departe aici. Să știți că am văzut... Nepoții mei, că eu am nepoți, copilul meu lucrează aici, este învățător, dar eu am nepoți. Îmi doresc acești nepoți... Normal. Da. Îmi doresc ca ei să crească aici, să crească într-un oraș așa cum este Deva și să se bucure de toată... Să crești calitatea vieții în Deva. Corect. Eu am terminat în București facultatea și de fiecare dată când veneam, bă, eu sunt de la Deva, băi, dar noi avem cetate, noi am foarte... Să fim mândru de ceea ce... Da. Asta era primul pas. Mă rog, acum 20 și ceva de ani eram copil și nu puteai să faci... Există la momentul ăsta posibilitatea să faci ceva, ca alții să se mândrească. Să se bucure, cu, e orașul meu. Exact. De ce trebuie să mă duc eu la Cluj, că e mult mai dezvoltat și așa, când eu sunt din Deva? Nu, e o, așa o chestie de bun simț. Da, hai să-l facem și pe ăsta, să fie în urma Timișorii, să fie în urma Clujului și la un moment dat să aibă alt potențial. Chiar îmi doresc, așa, știi, ai exemple. Dar dacă nu faci nimic, nu se întâmplă absolut nimic și rămâi doar că da, noi avem cetatea. Și să știți că nu avem numai cetatea. Am avut acum 2 săptămâni un schimb de experiență cu colegii din Bistrița. Eu, din perspectiva Inspectoratului Școlar Județean, colaborez normal cu colegii inspectori din țară și am inițiat un astfel de parteneriat și astfel de parteneriate. Am intenționat să invit colegii învățători să vadă județul, pentru că suntem județul, în primul rând, cu istoria cea mai bogată, adică aici se regăsesc toate zonele și toate etapele istorice, se regăsesc foarte așa expresiv, fizic, constituite și putem să-i ducem să vadă istoria. Suntem județul cu zone folclorice diferite și Deva, care trebuie să fie prima poartă, da? Este reședința de județ, de aici să pornim, să avem chiar locuri în care să ducem cu foarte multă mândrie de aici să pornim. Și lucrurile acestea noi trebuie să le scoatem în evidență. Este un oraș foarte valoros, extrem de frumos, în care să, cu care să ne putem lăuda. Și cu mult potențial. Cu foarte mult potențial. De aceea dorim să ne și implicăm. Pentru că, așa cum vă spun, nu pentru altceva. Nepoții mei chiar îmi doresc să se bucure de Deva și să-și găsească și ei locul de muncă, să facă la rândul lor ceva pentru acest oraș. E să nu alegem tot calea pribegiei și alte orașe, să vedem totdeauna la alții ce e și nu la noi. Să ne uităm în gorda altora. Să știți că a trecut foarte repede, mai sunt doar 3 minute. Nu vreau să încheiem, vreau să vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să vă uitați la cameră și să lansați un mesaj pentru cei care ne privește și pentru cei care merg la vot pe 9 iunie. 20 de secunde vă rog, sau și mai puțin. Vă rog, domnul doctor. Ce-mi zicea lumii, colega mea, e foarte important și eu aș face lucrul ăsta, chiar dacă eu am ajuns primar și ceilalți nu. Foarte important să te uiți pe pliantele alea lor, cam ce au vrut și ceilalți. Bine că să vezi că au idei, că poate nu le-am avut eu și m-aș bucura să le iau de la ei, dar să le și pot pune în practică, că toți gândim pentru oraș. E important, atât am vrut să vă spun. Și ca și mesaj, vreau să vă spun că pentru data de 9 iunie îl ajut, îl votez pe Lucian Rus, am încredere în el, chiar am încredere în el, am fost alături de el parte dintre zilele acestea și mi-am dat seama că are calități pe care eu nu le-am știut. În primul rând, comunică foarte bine, e foarte ager, ceea ce, dacă n-am avut tangență atât de mult, nu știam. E deschis la orice, înțelege lumea și cred că e modelul unui primar de succes și unui primar tânăr. Că la o vârstă nu mai are atât entuziasm, dar el chiar îl are. Și eu zic că chiar îndemn locuitorii Devei să vină la vot pe data de 9 iunie și să voteze alegerea corectă. Din punctul meu de vedere, PSD. Dacă și dânsii cred că PSD, chiar m-aș bucura să aleagă PSD, să-l aleagă pe Lucian Ioan Rus și să aleagă și lista de consilier, că fără lista de consilier o să fie greu. Am înțeles. Doamna Nuiță, vă rog să uitați noastră la cameră și să transmiteți mesajul noastră. Dragi concetățeni,
aș dori din tot sufletul să ne înțelegeți și să îl vedeți pe Lucian Rus ca un viitor primar cu o deschidere extraordinară spre toți. Aș vrea doar să spun că pentru a-și scrie programul pe care dorește să-l urmeze ca primar, a consultat oamenii, ne-a consultat pe noi, a întrebat, cum vedem, a ținut cont, foarte multe din lucrurile care i-au fost sugerate le-a cuprins în programul lui de management pentru viitor, ceea ce este un lucru extraordinar. Asta dovedește faptul că se bazează pe oameni, că are încredere în ceea ce îi se spune, că valorizează toți oamenii care îi sunt alături și care au venit cu idei inovatoare spre el. Vă sugerăm să mergeți cu încredere la vot în data de 9 iunie. Vă așteptăm cu drag să aveți încredere în faptul că schimbarea poate să aducă un bine și vă așteptăm cu drag la vot să-l votăm pe Lucian Rus și echipa de consilieri. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și mult succes! Și noi mulțumim. Mulțumim mult! Cam atât pe ziua de astăzi, doamnelor și domnilor. Până data viitoare, toate cele bune. Rămâneți cu programele InfoHD.